Olimpia Melinte se pregătește să aducă pe lume o nouă viață. Artista, însărcinată în 18 săptămâni cu al doilea copil, este astăzi aici în platou să ne dezvăluie în premieră sexul viitorului bebeluș. Așadar, vreau să vedem dacă am avut dreptate atunci când Ciucă, ce faci? Ești cu noi aici? Da, da. Când am dat noi cu sarea și am zis că o să aibă fetiță, am avut sau n-am avut dreptate? Eu cred că ai avut dreptate, că nu ne înșelăm noi deloc aici. Avem procent 100% de câștig, da? Exact. Hai să vedem. Așadar, o poftim alături de noi pe Olimpia Melinte. Frumos măi, ce mă fac eu te rog cu frumos, tine? În fața unei țări întregi, ia un loc întâi de toate, da? Doamne, aș vrea să se uite, dacă se poate, toate doamnele însărcinate și să știți că de luni până vineri putem acorda niște consultații la intrarea din Pache Protopopescu, ne luăm bolul cu sare și nu mai mergeți la ginecolog să vă spună sexul copilului, pentru că putem să ne descurcăm noi. Uite-te în ochii mei, ai venit aici la emisiune. Am luat bolul deci fermecat cu sare, stai că nu știu unde e. Că e în partea asta, de aici l-ai luat. De acolo, tot acolo a rămas, da? Da. Am făcut eu incantațiile mele cu sare și... Nu știu ce-ai făcut. Ți-am spus că... Și, doamnelor, credeți-mă, nu mai mergeți la ecograf, n-are rost. Mergeți la măruță direct, pe bune. E fetiță! E fetiță! E fetiță? E fetiță! Vreau să știu dacă ai făcut și Andrei asta. Deci, stai un pic, dacă ai făcut și Andrei asta. Da, când da, cu sarea, când așa. Da, acolo m-am ocupat altfel, adică... Da, stai o secundă. Să știi că acum, după ce aici în emisiune tot, am tot felul de predicții de acestea care se adevăresc 100%, în ultima perioadă pe Ciucă tot îl sună de la Casa Albă, că încearcă oamenii să ia legătura cu mine ca să se convingă cine este, Biden sau Trump, la alegeri, că nici ei nu știu încă. Da, spune, deci ai venit aici la emisiune și ai rămas șocată când ți-am spus că o să ai o fetiță? Da, dar n-ai văzut ce față am făcut, am zis, băi, n-are cum, eu îmi doream foarte dar mult. Dar nu știai? Habar n-aveam. Deci nu știai de la doctor ce o să ai? Nu știam, pentru că am fost la ecograf și nu s-a văzut, era prea mică. Pentru că mă interesează să punctăm acest lucru pentru telespectatorii noștri, să dăm credibilitate, nu vreo prietenă sau vreo păsărică ne-a spus nouă. Nu. Deci te-ai dus la ecograf. Exact, m-am dus la ecograf, s-a uitat și mi-a spus, va fi fetiță. Și tu nu i-ai spus, știam de la măruță. Știam de la măruță, nu se poate așa ceva, a făcut ceva cu sarea, dar nu știu ce ai făcut. Spune-mi și mie ce faci cu nebunia aia. Doctorul ăla, ecograful, ginecologul, nu te-a întrebat, doamnă, n-ați fost la măruță, de ce ați mai venit să dați bani aici? Haideți să vadă și cei de acasă momentul adevărului când Olimpia Melinte prezentă aici în platoul emisiunii Oameni Buni. Pur și simplu a rămas șocată când a aflat în premieră sexul bebelușului. Ce face copilul? Suntem bine amândoi sau amândouă, că nu știu exact ce. Păi vezi că am sare aici și o pot să-ți dau imediat. Serios? Da, eu am mai făcut chestia asta și am reușit 100%. Toate invitatele care au venit însărcinate aici la noi la emisiune și nu știau, crede-mă, le-am dat cu sare. Nu crezi? Le-am dat cu sare și le-am și spus adevărul. Eu vreau să zic, n-am avut nicio greșeală. Eu vorbesc am serios. Aoleu, nu pot să cred. Eu nicio pică mare. Să nu se uite, Cos este soțul. Cum? Cos este soțul ei și să nu se uite. Deci nu, pe bune, vrei să afli? Da. Deci pe bune e. Dar ce așa ceva? Ce? Da, asta e o sare de specială. Explică-ne procedura. Deci o sare specială, procedura doar eu. Adică e o sare specială, eu pur și simplu văd cum, uite, particulele astea de sare se duc în partea stângă, o să aibă fetiță. Direct, tati, adică nu. O să aibă fetiță. Ce să mai zic? Să știi că e un procedeu științific, lucrez la el de vreo 30 de ani și se poate să dea într-adevăr rezultate și roade. Poate descoperi și vaccinul ăsta pentru COVID, dacă tot... Acolo nu mă bagă, acolo e o treabă mai sensibilă, dar noi rămânem la lucrurile noastre mioritice aici. Ba, fetiță, mă! Fetiță! Ia-te-o în brațe, în sfârșit! Da. Ești fetiță, că ai fetiță. Fetiță. Păi nu vorbeam noi de Eva la un moment dat când am venit și spuneam că o admir și că mi-e super dragă. Uite, vezi, s-au făcut așezea lucrurile cumva și iată. Și cum o să o cheme? Încă nu știu. Vrei să dau iar cu sare? Nu. Deci Sasha mă bate la cap cu Rebecca, are această, deci, acest băiatul nume. Vrea ca ea să Sasha se Rebecca, vrea să fie Rebecca, pentru că are o pasiune pentru o fată, Rebecca. Așa că nu știu ce să zic, mai negociem, ne mai gândim, eu nu sunt foarte hotărâtă încă. Dar dă cu soțul sare ce dacă... Zice? Soțul nu știe nici el, suntem amândoi așa, nu știm, să fie Rebecca, să nu fie, să fie Ingrid, să fie Eva, aveți mai multe opțiuni. Avem atâtea opțiuni, ar trebui să facem vreo 5-6 fete ca să... Mai aveți timp pentru că acum ești însărcinată în? În 18 săptămâni. 18 săptămâni. Mai, da. Adică trebuie să naști când? În aprilie, va fi berbeacă.
Perfect. Încăpățânată. Mm-hmm. Berbeaca cu scorpionul, nu știu. Eu m-am gândit să te ajut, pentru că trecem cu toții printr-o perioadă dificilă și m-am gândit că n-are rost să-ți investești banii în scutece și tocmai de aceea voi avea un test pentru tine. Aoleu. O să vezi despre ce este vorba. Când vii aici, mereu te surprindem cu câte ceva. Deci fii atentă, s-ar putea să câștigi o avere. Sau s-ar putea să pierzi. S-ar putea să fii milionară în scutece. Sau dimpotrivă. Facem pe linci sau cum se numește? Fața asta de masă e a Luciucă de la Orlea, ne-a trimis-o bunica lui. Și mai acoperim și noi tot felul de lucruri. Deci avem o roabă de scutece, după cum se poate observa, da? Da. Iar această roabă de scutece poate să fie a ta sau nu. Da? Da, hai să vedem. O să facem în felul următor. Eu o să jucăm corect, da? Da. E testul mămicii. Ia să vedem. Te zăpăcesc, mă, când mânt în stânga. Păi văd, văd, nu mai știu unde, pe ce parte. Concentrează-te, pentru că urmează ceva la ce nu te aștepți. Doamne, mi-e așa. Noi o să punem un cântecel, pentru că tu ești mămică. Și o să punem câte un cântecel, da? Așa. Celebru. La un moment dat, cântecelul, ce crezi? Se oprește, că doar așa. E Iulică la sunet, bă. Adică e Iulică, pac, imediat se oprește. Tu trebuie să continui. Vai, dacă continui versurile cum trebuie, poți să pleci cu cât mai multe scutece acasă. Dacă greșești, eu nu fac altceva decât cu o mână să-ți iau o parte din scutece și să le pun în cutie, pentru că mai avem și alte gradide care așteaptă să vină la concursul nostru. Sau ai tu planuri de viitor? Vrem să scoatem... Hai să vedem. Ești pregătită? Da, eu cu urechea. Imaginează-ți că te putem îngropa în scutece. Cum sună, știi? Adică cum e? Greutatea ta în aur sau greutatea ta în ciocolată? Greutatea mea în scutece. Acum am mai crescut un pic, deci s-ar putea chiar să plec cu multe scutece. Hai să vedem, stai un pic, concentrează-te, da? E testul mămicii. Haide! Un broscoi cânta la cobză și o broscuță la țambal. Nu? Ia! Un broscoi cântă la cobză și o broscă la țambal. Bine, bă! Bine! Îl avem și pe arbitru internațional, Daniel Nicolăină, susit proaspăt astăzi la noi la emisiune, venit din Chitila. Dau lui Iulică, pac, și el schimbă. E din Chitila, dar el arbitrează, să vedem dacă versurile sunt cum trebuie. Numai să dai un pic mai încep boxa asta, că era să rămân fără sunet. Da. Fără sunet, fără auz. Hai să vedem, următoare. Deci până acum n-am luat nimic, da? Păi cum am luat? Că păi am ghicit. Ideea că eu îți iau când greșești, toate sunt ale tale, da? Da, hai luptă, să vedem. Gândește-te că o să vină micuța pe lume. N-are rost să investești în scutece când poți să le câștigi. Muzica, maestre! Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altul iar zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bravo! Bine, Olimpia! Oameni buni, Olimpia Melinte! Hai să vedem, câte mai avem? Mai avem, hai! Mai avem, că nu putem să-i dăm toate astea, totuși am dat niște bani pe ele, adică le mai avem și pentru alte invitate. Până mâine! Haide să vedem, glumim Olimpia. Următoarea piesă, maestre? Și tot caută în el hrană pentru un pisoi, nu? Ia. Și tot caută în el. Iau doar jumătate, pentru că iau doar jumătate, pentru că o parte ai știut, da? Deci nu iau eu cum aș putea, să iau cu mâna mea mare de oltean, iau mai puțin așa. Perfect. Fără ăstea pleci acasă. Următoarea melodie, maestre, hai. Iar n-a tot. Șase pe butoi, număr din doi în doi. 2 4 6 8, cozonacul este copt. 1 3 5 7 9 dimineața mâncăm ouă ca. Era asta cu cozonacul, cred că era la următoarea strofă, da, nu? Am schimbat noi cifrele, nu? Hai, mă, nu-i corect, deci așa... Deci stai un pic, are dreptate aici, pentru că ea
practic a fost derutată pentru că refrenul e același, dar strofa e diferită. Deci a continuat cum trebuie. A mers pe nume pare, nu pe nume reimpare. Exact. Deci îi dăm un câștig de cauză. Susținem pur și simplu femeile însărcinate. Sunt și gravide, te rog. Te rog. Stai că îmi vine să le dau și peste înapoi. Haide, zi! Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp. Ura lăguța mea, țăranul e pe câmp. El are o... nevastă, el are o nevastă. Ura, drăguța mea, el are o nevastă. El are o nevastă. El are o nevastă. Ura, drăguța mea, el are o nevastă. Băi, nene, băi, băi, cu memoria stau bine, cu vocea asta mai prost, dar cu memoria încă mă ajută. Mamă, dar ești, nu mă așteptam, serios, adică... Hai că mai sunt două. Astea le-ai cântat când erați așa mic? Da, da, le-am... mai auzit. Deci Rebecca, Eva, cum o să o cheme, Ingrid și așa mai departe, are șanse să audă cântecele, clar. Ia mai dă încă unul, mă, proba, fii atent. Tot. Dacă e loc în căsuță tare, aș vrea să stau și eu. Dacă e loc în căsuță tare, aș vrea să stau și eu. Bine, mă. Știi ce? Din partea mea ți le dau și pe astea. Shazam-ul, adică e păcat. E dar păcat. Eu sunt Shazam pentru copii, da, cumva. Da. Pentru... Hai că mai e una. Mai e una? Hai să vedem și pe astea. Încă una, hai mă, încă totul una. Totul sau nimic. Cum? Totul sau nimic. Totul sau nimic, nu. Hai să... Unde-mi sunt cipicii, dă-mi înapoi, că mă supăr tare și calc pe mușuroi. Unde sunt cipicii, dă-mi înapoi, că mă furi tare și calc pe mușuroi. Nu mai cum așa mamă, ceva? Mamă, Olimpia Melinte, oameni buni, e jos pălăria, bravo, bravo! Asta a fost, bravo. Ne proba acasă, asta vreau să da, știu. Da, da, noi am jucat totul sau nimic. Și pentru că noi clar îți dăm toate scutecele, vreau să-ți mai spun ceva. Daniel Nicolaină va fi cel care va duce roaba la tine acasă. Da. Perfect. În ce zona Bucureștiului stai? E perfect. Pe nord, pe acolo. În nord, deci Nicolaină fără mașinătate, cu roaba pe șosele. Îl chem pe Johnny Bombardierul dacă vrea. Sincer, momentan îmi trebuie roaba când construiesc casă, deci va fi perfect. Da, perfect. Restul, scutecele mai așteaptă. No, îți dăm tot, cum să nu, asta e. Dar am înțeles că acum ai intrat în antreprenoriat. Da. Olimpia Melinte, te rog frumos să ne spui. Celebra actriță din Vlad, oameni buni, dă lovitura pe piața modei. Exact. Priviți-o întoarsă proaspăt de la Paris, este aici la noi în emisiune. Fac haine pentru gravide, dar nu doar pentru gravide, ci și pentru femeile neînsărcinate. Adică te-ai apucat de făcut haine? Da, m-am apucat de făcut haine. Dar de unde pasiunea asta ta, tu așa? Măi, dintotdeauna mi-am dorit să fac treaba asta. Acum am găsit timp și motivație. De ce? Pentru că în perioada cât am fost însărcinată cu Sasha, mă tot gândeam, băi, îmi cumpăr toate hainele astea pe care nu o să le mai port niciodată de acum încolo. Da. Și pe lângă asta, au și cumva valoare sentimentală, că așa te gândești, băi, le-ai purtat, eram cu burtică, era frumos. Dar, evident, toate au fost date mai departe, au fost, mă rog, donate și așa mai departe. Dar acum m-am gândit ce ar fi să fac eu niște haine care să se potrivească și în timpul sarcinii și după. Adică să fie mult mai flexibile. Adică e un fel de invenție asta? E... din punctul meu de vedere, da, pentru că ce fac eu, n-au mai făcut și alții. Adică lumea poate să afle mai multe de pe Instagram, Olimpia Melinte, nu? Da. Și rochia asta pe care o port acum, care e inspirată din personajul meu, din Eliza. De ce? Pentru că Eliza, dacă vă mai amintiți, în fiecare sezon a apărut la un moment dat în rochia roșie de catifea, da. E așa un fel de statement al personajului. Și am zis, măi, o femeie însărcinată îmi vrea și ea. La 1 decembrie sau cu un roșu, așa părea Eliza, așa rochia părea roșie. Da. Și am zis, băi, trebuie să mă inspir și eu din ceva și m-a inspirat foarte mult treaba asta cu personajul, pentru că femeile gravite au și ele nevoie să fie frumoase, domnule, să se simtă bine. Dar tu ești chiar foarte frumoasă și foarte talentată, jur. Și am și memorie bună. Și ești și de nota 10. Faci numai pentru doamne? Pentru domnii însărcinați nu faci? Dacă ai nevoie pentru tine, comandă speciale, fac. Îți mulțumesc mult de tot. Gemeni. Gemeni. Un kimono mai larg așa, perfect. Olimpia, îți mulțumim mult. Vreau să le arătăm oamenilor că arăți extraordinar, că ești superbă, însărcinată în 18 luni. Ei. Și bineînțeles, luni ai nebunit, 18 săptămâni, da, 18 nu sunt luni. Elefant. Deși am cântat despre elefantul Cici. O să-mi revin.
Oameni buni, Olimpia Melinte. Are senzațional pentru un elefant. Pardon. Însărcinată în 18 săptămâni. Căutați-o pe Instagram, Olimpia Melinte. E super de treabă, super mișto fata asta. Iar Nicolaina. Hai să mergem. Hai, tati. Pe Nordului. Pe Nordului? Pe Nordului, hai. Bagă. Pe centură sau prin oraș? Ia-o prin oraș că face aceeași distanță, același timp ca și cum ai lua-o pe centură. Numai bine, au revoir, la revedere, pa, pa!